Bună tuturor! Eu sunt Andreea. Și eu sunt Alina. Iar astăzi o să facem ceva ce n-am făcut niciodată și mi-e frică puțin. Nu știam ce să filmăm, așa că am notat noi mai de mult pe un caiet să facem The Lemon Challenge. Nu ne-am uitat la video, dar pur și simplu am bătut pe YouTube și mi-a dat vreo două video, deci nu știu cât de virală e chestia asta sau nu. Dar să mănânci lămâie. O lămâie, avem aici tăiată în patru bucăți fiecare, fără să nicio expresie, da, pe să nu ai nicio expresie pe față, adică bănuiesc că e clar atunci când cineva guste lămâie, pentru că e acră, simt să faci așa. Da, de-aia mi-e puțin fricuță. Nu avem voie să facem lucrul ăsta, așa că hai să începem. Asta e a mea. Și asta e a mea. Da, sunt patru, le-am tăiat în patru ca să fie egale. Mi-e frică. Zici că ne omoară cineva, hai, începem cu... Deci stai așa, n-avem voie să avem vreo expresie pe față. Well, o să încerc, dar nu-ți promit. Ok. Ești gata? Eu sunt gata, deci... Lămâia a fost devastator. Apușcat. Mi-e frig și frică în același timp. Stai puțin că mi-am... frecat ochii, lare, okay. Ochii lare. Două, okay. Trei și... Hai. It's good, I like it. Nu o să mâncăm cu așa. Bineînțeles că nu. Ca să înțelegeți, eu în liceu eram obsedată cu lămâile. În ultimul timp nu, dar în liceu mă duceam și cumpăram câte două, trei lămâi și se băteau colegii cu mine ca să mănânce lămâile mele. Nu, fețe, nu pot, nu pot, nu pot. E-mail. E-mail? Mie îmi place. Și mie, dar îmi vine să strâng din ochi și să o să-mi sângereze ochii, jur. Mai am două. Stați că mi-o curs pe barbă. Ok. A treia bucățică. A treia bucățică. Tu ce faci? Încerc să țin ochii deschiși. Good. Nu mai pot. Lasă-mă pe mine că te-mi... Wow! Cică, lasă-mă pe mine că te-mi, mamă, cum se simte ea acum, gen, eu câștig. Mă, pot să o mănânc de mâncat, dar îmi vine să fac așa, că mănânc. Stați așa, să vă arăt eu. Mai am una. Așa îmi vine să fac. Văd că sunt ok. Eu nu sunt chiar super, ultra, mega acre, dar... A mea e cam acră și cam verde, comparând-o cu a ta. Eu am pierdut, e clar. Mai am două. Nu mai pot. Îmi vine să plâng, efectiv. Deci am terminat tot. Să vă arăt. Să vedeți că eu am fost foarte harnică. Da, și asta e ce am eu aici. O să mănânc și pe asta? Mănânc și pe asta, asta mi-a mai rămas și una întreagă. Deci da. Andreiuța a pierdut. Alenuța mai mănâncă. Bravo, mă, I'm proud of you. Asta e mai dulce ca mea. Nu mai, mă ustură rău buzele. Da. E chestia că... Îmi venea să strâng din loc pentru că ăla e sentimentul când mănânc lămâie, sunt tot timpul gen... Mi s-au acrit rău buzele. Ok, oameni buni. Sperăm că v-a plăcut video-ul ăsta. Nu a fost cinci... Noi nu știu, parcă nu prea le avem cu challenge-urile, ce-i drept. Noi tot timpul când facem challenge-uri, parcă e fail total. Dacă aveți sugestii, le așteptăm. Dacă aveți sugestii de orice video așa fun, le așteptăm.
Dar, da, încercăm să facem și noi challenge-uri și chestii cu ce mai avem prin casă, pentru că lămâi avem și oricum sunt bune la sistemul imunitar în perioada asta și nu vă gândiți că facem risipă, pentru că asta o să intre în ceai. Cum îmi place mie să mănânc lămâia, de fapt, este după ce o pun în ceai sau în apă fiartă, pentru că îi se ia din acreala aia, chiar dacă bei apa sau ceaiul un pic acrișor, parcă îi se ia din acreala aia și e mult mai bună. Așa îmi place să mănânc. Îi se pare de bun. Da. Cu ce ar fi mers să facem noi challenge-ul ăsta ar fi fost cu lime. Nu știu cum se numește lime în română. E lămâie de aia verde, gen. Da, nu cu lime. Cred că ne-am fi scos ochii, efectiv. Sperăm că v-a plăcut video-ul ăsta. Nu uitați să vă abonați, să ne dați un follow și un like pe Instagram. Și ne vedem în video următor.